Drept! Fac cine ești și ce cauți aici? Ține-ți gura, cățiocos! Ai bilet la festival? Da. Pentru cine te duci la festival? Ce dai din numer? Pentru Vetaviri sau pentru Nicolae Furduiancu? Pentru prieteni. Fii atent la ce spun aici! Popa nu repetă slujba de două ori. De fapt, în fiecare duminică. Gurra! De astăzi încep cu mine un program riguros. Pregătiri pe mine. Da, mă, dobitocule. O să încep să faci vocalize în fiecare dimineață. Eu. Taci din gură și urlă. Ah! Ăsta-i urlet sau ți-a fătat pisica în gură? Cum o să răspunzi cu urletul tău la artistul care strigă de pe scenă? Romania, make some noise! Urlă să nu-ți rupă o mână, să ai de ce urla. Binișor, treci la genuflexiuni. Genoflexiune? Plin 30, fără vorbă! Dar nu pricep cu ce mă ajută pe mine genoflexiunea. Nu comenta! Bă, cartof, tu pentru ce mergi la festival? Să mă distrez. Mergi la agățat? La agățat. Ce se întâmplă dacă ai agățat o tipă? O duc acasă. Nu! Încă una și n-arest! De ce fac? O iei pe umeri ca să strige la artistul favorit. Te iubesc! Da, poate mă iubește pe mine. La fața ta! N-ai nicio șansă! Continuă. Poftim aici. Ce? Ai o listă cu cele mai ieftine magazine din oraș. Pentru ce? De unde să-ți cumperi alcool? Din festival. Dar cine ești tu, Shelly? Ai milioane? Bei în cel mai ieftin ABC două sticle de grasă de codnar. Da, dar mie nu-mi place codnari. Dar rup de bea de 20 de lei, sună bine? Și cel mai important? Apleacă-te. Să mă plec. Apleacă-te în față! Stai, eu nu-s din ăla, adică... Bă! Tu vrei să borăști patina și ăștia noi? A, faci cu degetele în cură să-ți mai treacă din beție. Să recapitulăm. Vocalize zilnic, genuflexiuni, lista cu cele mai ieftine magazine și... Mă plec. Bravo. Treci la treabă! Acum? Bă, vrei să șterg cu tine pe jos? Nu, nu, treci la treabă! Cu o grasă de codnar? Rămân cu bani în buzunar. Vă rog, nu mă dați mine, că mă uitam și eu la un filme.